Declarația 600 trebuie depusă de toți care obțin venituri din activități independente, chirii, dividende, venituri din investiții, alte venituri. Nu suntem singura țară din Europa în care se plătesc contribuții la venitul realizat. Ne gândim inclusiv la posibilitatea de a nu mai depune declarația pentru a nu se mai deplasa la ghișeul organului fiscal și a putea să facă plata contribuțiilor pe bază de CNP în suma pe care știe că o are de plată la organul fiscal, considerându-se că acea plată reprezintă declarația mea asupra sumelor pe care le am de plată către bugetul de stat, a spus ministrul Finanțelor Publice Ionuț Mișa. În ceea ce privește persoanele care au depus deja declarația 600, autoritățile se vor raporta la acel document. Pentru cei care au depus, pentru a nu mai genera un efort suplimentar, ne vom raporta la acea declarație. Va trebui să realizăm regimul cel mai favorabil. Va trebui să alegem varianta cea mai ușoară pentru contribuabil și care este metoda cea mai facilă de plată a contribuției, a explicat ministrul Finanțelor. Dacă în urma calculului efectuat prin adunarea tuturor surselor, venitul obținut în anul 2017 este mai mare de 22.800 de lei, persoanele fizice trebuie să depună declarația 600 și datorează obligatoriu cel puțin CASS de 10% la salariul minim pe economie de 1.900 de lei. În caz contrar, respectiv dacă veniturile realizate în 2017 se află sub plafonul menționat, contribuabilii nu vor avea obligația să depună declarația 600 și nu vor datora contribuții sociale în 2018.